17 și 36 de minute. Aceasta este ora la care începe, din punct de vedere astronomic, noaptea cea mai lungă a anului și, totodată, cea care dă startul manifestărilor din cadrul evenimentului Noaptea cea mai lungă de la Muzeul Bucovinei. Noaptea cea mai lungă, ajuns anul acesta la cea de-a șaptea ediție, propune sucevenilor petrecerea unei seri la Muzeul de Istorie. Credem că va fi, ca și în celălalt an, de altfel, o seară specială. Spun asta bazându-mă pe programul propus, respectiv, începând cu 17:30, aprinderea lumânărilor în Piața Drapelelor, moment dedicat, evident, Revoluției Române, apoi medalionul în fiecare an, o personalitate suceveană este onorată la Muzeul de Istorie. Anul acesta va fi scriitorul Ion Beldeanu. Nici în acest an, formația Hara nu lipsește din program și îi colinde atât pe vizitatorii Muzeului Bucovinei, cât și pe copiii de la Centrul de Plasament Speranța. Spre diferență de ceilalți ani, anul acesta, formația Hara nu va mai colinda acasă la un câștigător al tombolei pe care o făceam de regulă. Anul acesta vor colinda la Centrul Speranța din Suceava. Ultima acțiune din programul evenimentului Noaptea cea mai lungă cuprinde un moment susținut de Mihaela Popescu, Cornel Angelescu și Ioan Manole, in memoriam Adrian Păunescu. Toată durata serii, muzeul va putea fi vizitat gratuit. Este practic momentul când noi oferim ceea ce alte muzee oferă în luna mai, respectiv o noapte a muzeilor.